Bună ziua, numele meu este Alexandru Anton, sunt șeful de fermă din cadrul societății Secerom-Sem SRL, societate înființată în anul 1998, ce are ca obiect de activitate producerea cerealelor, prestările de servicii agricole și transportul. Societatea noastră își desfășoară activitatea pe o suprafață de aproximativ 1000 de hectare, pe raza județului Giurgiu, mai exact în stat Pietrele, comuna Băneasa. În 1998 am început cu un tractor U650 cu o suprafață de aproape 10 hectare. Ulterior ne-am dezvoltat foarte mult în parcul auto și ne-am extins ca suprafață. Pe noi, ajutându-ne foarte mult terenul, având un teren de baltă, unde pânza freatică este foarte, foarte sus, mergem pe culturile de primăvară, mai exact, soia și porumb. Cu Vista colaborez de cel puțin 6 ani de zile, prin intermediul directorului regional de vânzări, domnul Dumitru Șurlică, unde l-am întâlnit, cred că acum 6 ani de zile, la un simpozion. Ne-am împrietenit și l-am simțit a fi un om de încredere și pozitiv. Ceea ce apreciez cel mai mult la această companie este că ori de câte ori am avut nevoie și unde am constatat că am nevoie de un sfat, fiind în teren, am solicitat reprezentantul zonal pentru a veni și am dat cele mai bune sfaturi pentru culturile pe care le dețin. Cât despre produse, pot să vă spun că dacă le comand astăzi, cu certitudine ajung până seara, ajung în ferma noastră. Ca și produse din portofoliul Vizda, am utilizat an de an Azospeed, este foliarul care nu trebuie să lipsească din nicio fermă, foliarul care pur și simplu are un efect benefic pentru fiecare plantă și când spun fiecare plantă, spun soia, spun porumb, spun grâu sau chiar rapiță. În condiții de secetă au avut un beneficiu extraordinar toate culturile, acesta dezvoltându-se mai uniform și mai rapid. Pentru culturile de rapiță am utilizat vuxal boron și vuxal sulfur. Știm cu toții că rapița este o plantă iubitoare de sulf și bor. Ca și planul de viitor, ne dorim să ne extindem cât mai mult pe raza județului, să achiziționăm cât mai multe terenuri, fie ele și în arendă, și să reinvestim în achiziționarea productelajelor noi. Îi sfătuiesc să meargă cât mai des în teren, orice câte ori are ocazia. Eu merg zi de zi, în toate anotimpurile, și în caz că constată nereguli, să ia măsuri imediat.